Bună ziua! Vin astăzi în fața dumneavoastră pentru că am de făcut o comunicare foarte importantă din punctul meu de vedere. Știu că mulți mă veți considera o babă cu principii învechite și îmi asum. De ce? Pentru că unul dintre rolurile generației mele este acela de a vă aminti principii de viață ale generațiilor de dinaintea dumneavoastră și de a vă oferi exemple și sfaturi pe care, dacă doriți să le acceptați bine, dacă nu, este propria vă alegere. Dragilor, azi dimineață am ascultat o discuție între manicurista mea și o fetiță de probabil 11 ani și jumătate, mai puțin de 12 în mod cert. Și m-am gândit să trag un semnal de alarmă, atenție mămicilor, pentru că dumneavoastră sunteți cele care încurajați acest comportament. Dragele mele, dragele mele copile, sunteți mai mici decât fetițele mele, cele care aveți copii de 11 ani sau de 12 ani. Dragele mele, vă rog, nu distrugeți copilăria fetițelor dumneavoastră. Poate că vă par exagerări acestea și poate că nu rezistați tentație de a imita pe ceilalți. Mai întâi întrebați-vă dacă sunt exemple pozitive. Aceia care își trimit fetițele să-și pună unghii false în clasa a cincea, ale căror fetițe nu vor să mai iasă în parc sau, mă rog, să mai iasă din casă, oriunde s-ar duce, dacă nu au unghii cu gel la picioare. Treziți-vă, oameni buni! Copiii aceștia trebuie să-și trăiască copilăria la vârsta aceasta. Trebuie să se bucure de viață. Învățați-i să vadă cum înfloresc florile. Lăsați-i să zâmbească soarelui. Învățați-i să prețuiască natura, frumosul. Învățați-i poezii. Puneți-i să asculte cântece frumoase. Învățați-i să cânte la un instrument. Ocupați-vă de dezvoltarea armonioasă a personalității lor. Voi realizați că dacă la 11-12 ani își pun gene false, unghii false, folosesc fond de ten pentru că li se pare lor că arată mai nu știu cum, în realitate arată ca vopsite cu bidineaua. Genele false și le pun și le lipesc la un ochi mai sus, la alt ochi mai jos, voi chiar nu le vedeți? Nu vedeți că seamănă cu niște sorcove, cu niște măscărici? Lăsați copiii să-și trăiască copilăria. Fiecare lucru din viață se face la timpul lui. Nu realizați că aceste fetițe la 15 ani vor fi sătule de viață, vor fi cunoscut absolut totul. Vin vopsite la școală în fel și chip, cu părul de mov verde și albastru în clasa a șasea. Nu se uită, dragele micuțele Lady, la cei care se îmbracă și se comportă conform cu vârsta lor. Îi denigrează și îi, cum să vă spun eu, aș vrea să folosesc cuvântul bullying, dar nu-mi place și vreau să mă feresc de el cât pot. Oricum, nu îi agrează în cercul lor de ființe elevate. Voi realizați că dacă aceste copilițe adoptă comportamentul, vestimentația, obiceiurile unor femei de la vârste fragede, este singura motivație pentru care suntem
țara din Europa cu cele mai tinere mame. De-aia vin acasă cu copii la 11-12 ani. Lăsați copiii să-și trăiască copilăria. Nu e de vârsta lor să-și vopsească fața, să-și pună... Am văzut cu ochii mei, vă rog să mă credeți, copil de 12 ani care voia neapărat să-și mărească buzele. Auziți dumneavoastră, dar oare nu putem să copiem și ceva pozitiv din Occident? Acolo sunt elevi excepționali, chiar dacă au în timpul liber și preocupări legate de modă. Acolo primul bal, care se numește prom, are loc la sfârșitul colegiului, 17 ani, 18 ani. Nu la sfârșitul clasei a patra, cum e obiceiul la noi. Treziți-vă, oameni buni, treziți-vă că ajungem cu ăștia în gard mai rău decât suntem. Nu mai permiteți copiilor voștri să facă ce nu este indicat pentru vârsta lor. Stau în parc unii peste alții, fete cu băieți, la 11-12 ani, vi se pare normal? Se înghesuie pe după pom prin colțuri și când prind casa liberă a unuia dintre ei, că părinții nu știu ce treabă au, se duc acolo și ferească bunul Dumnezeu, băutură, poate și droguri, orgii de tot felul. Feriți-vă copiii de influențe negative, salvați-le puritatea copilăriei, nu-i lăsați să se piardă, pentru că așa cum v-am spus, iubiților, copiii ăștia la 15 ani vor fi sătui de viață, la 20 vor fi pensionare, între ghilimele, evident. Cam atât am vrut să vă spun. Accept să mă înjurați, accept să mă insultați, accept să ziceți orice vreți voi despre mine, cu riscul de a lua în considerație ce v-am spus. La revedere!